Noul coronavirus bântuie spitalul de urgență din Pașcani. Alți 4 pacienți de la secția de îngrijiri paliative au fost confirmați pozitiv în urma retestării, după 14 zile de la prima testare, care a indicat rezultate negative. Rezultatele testelor au ajuns în cursul zilei de vineri, iar pacienții urmează să fie transferați pentru tratament la spitalul de boli infecțioase din Iași. Toate cele 4 persoane sunt asimptomatice. Un alt caz de infectare cu COVID-19 a fost depistat ieri la unitatea medicală din Pașcani. Este vorba despre un pacient în vârstă de 54 de ani. El a fost ținut în izolare la compartimentul de primiri urgențe, iar în momentul în care a sosit rezultatul testului, a fost transferat către Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Direcția de Sănătate Publică a demarat o anchetă epidemiologică pentru a stabili persoanele cu care pacientul a intrat în contact. În momentul de față, la izolator mai sunt încă 2 persoane care au fost testate și așteaptă rezultatele. Menționăm că de pe data de 2 mai și până pe 7 mai, la Spitalul Municipal nu au mai fost identificate cazuri noi de infectare cu noul coronavirus. De la începutul pandemiei și până în prezent, la unitatea medicală au fost înregistrate peste 60 de cazuri de pacienți, dar și cadre medicale și personal administrativ al instituției. Administrația din Pașcani a suplimentat alocațiile bugetare pentru unitățile de învățământ din municipiu. Din bugetul local a fost alocată suma de 125.000 de lei prin finanțare complementară. Banii vor ajunge în conturile școlilor pentru cheltuieli necesare, cu organizarea și desfășurarea în condiții speciale a examenelor naționale de bacalaureat și evaluare națională. De asemenea, primăria a anunțat că va cumpăra termoscanere, viziere, precum și alte echipamente pentru fiecare unitate de învățământ din municipiu, prin cabinetele de medicină școlară. Din bugetul local am alocat suma de 125.000 de lei prin finanțare complementară în conturile unităților de învățământ din municipiul Pașcani. Banii sunt destinați pentru cheltuieli ce țin de buna funcționare și desfășurare a examenului național și a bacalaureatului, ce vor avea loc în condiții diferite în acest an, dat fiind situația în care se află România. Totodată urmează să fie achiziționate termometre cu infraroșu non-contact, tensiometru mecanic cu stetoscop și măști vizier pentru fiecare unitate de învățământ din municipiu prin cabinetele de medicină școlară, a precizat primarul municipiului Pașcani, Dumitru Pantazi, pe pagina sa de socializare. O investiție de circa 5,7 milioane de lei din fonduri europene este pusă în întârziere în contextul situației de urgență pentru combaterea epidemiei de coronavirus. La licitația organizată de Primăria Pașcani pentru modernizarea creșei numărul 1 și grădiniței numărul 2 din zona deal, nu a fost depusă nicio ofertă. Termenul limită pentru prima încercare a fost 5 mai, dar niciun constructor nu a fost interesat de realizarea lucrărilor. În aceste condiții, procedura va fi reluată. Municipalitatea anunță că dacă nici a doua oară nu va fi desemnată o firmă câștigătoare, atunci proiectarea și execuția lucrărilor vor fi scoase separat la licitație. Este vorba despre proiectul care vizează reabilitarea creșei și grădiniței numărul 2 din municipiul nostru, dar și dotarea și amenajarea spațiului din exteriorul acestor două locații. Am scos la licitație proiectarea și execuția. Termenul de depunere a ofertelor a fost pe 5 mai. Din păcate, am constatat că nimeni nu s-a înscris la licitație. În cursul zilei de mâine vom ridica din nou anunțul în sistemul electronic de achiziții publice, în speranța și cu dorința maximă să fie cineva interesat să participe la licitație, astfel încât să demarăm și acolo cât se poate de repede lucrările. Contractul de finanțare din fonduri europene a fost semnat în iunie 2019, iar lucrările trebuie finalizate până la sfârșitul anului viitor. Din cei 5,7 milioane de lei, municipalitatea trebuie să acopere doar 2% și cheltuielile neeligibile. Conform proiectelor, cele două clădiri urmează să fie reabilitate pe exterior. De asemenea, vor fi montate centrale termice proprii și vor fi schimbate instalațiile electrice și cele sanitare și vor fi refăcute aleile, pavajele, spațiile verzi și cele de joacă. De asemenea, va fi construită câte o sală de mese, o sală de sport și o sală multisenzorială.
Clarificări privind proiectul cu privire la utilizarea temporară a domeniului public sau privat al municipiului. Documentul a fost pus în dezbatere publică pe site-ul instituției până pe 20 mai, perioadă în care cei interesați pot trimite sugestii sau propuneri. Noul regulament are ca scop simplificarea procedurilor pentru cei care vor să desfășoare activități comerciale temporare, dar și pentru cei care dețin garaje sau au amenajate căi de acces pe terenurile aflate în administrarea primăriei. Viceprimarul municipiului Pașcani a precizat că proiectul nu acoperă și acele cazuri de ocupare fără acte legale a domeniului public sau privat al municipiului, pe care au fost edificate construcții ilegale, o parte din ele fiind cuprinse într-un raport al poliției locale. Noile contracte vor avea ca obiect folosința temporară, nu închirierea terenurilor. Ele pot fi încheiate doar de cei care au avut sau au contracte în derulare și trebuie prelungite, sau de cei care vor să le folosească în viitor. În primul rând, vreau să fac precizarea că acest regulament pleacă de la o necesitate. Odată cu intrarea în vigoare a noului cod administrativ, în acel cod se specifică foarte clar că tot ceea ce înseamnă închirierea domeniului public sau privat se face doar prin licitație. Bineînțeles că ne-am confruntat cu niște aspecte. Ca să vă dau un exemplu, la 8 martie se fac solicitări pentru o închiriere temporară a unei suprafețe, să zicem, de 2 metri pătrați. Cum puteam face licitația? Automat am făcut toate demersurile către minister pentru a solicita explicații și precizări cum putem rezolva situația garajelor, a teraselor estivale, a închirierilor cu diverse ocazii. Ca să intrăm, să nu încălcăm practic prevederile legale. Am primit răspunsul și tocmai de aceea s-a lucrat la acest regulament, pentru că prin hotărârea Consiliului Local putem să reglementăm utilizarea temporară, deci nu închirierea, a terenurilor proprietate publică și privată a municipiului Pașcani. M-ați întrebat dacă va reglementa situația construcțiilor. Dacă va acoperi, da. Va acoperi, nu. Vorbim, în acest caz vorbim de construcții unde există sau au existat contracte de închiriere, cum ar fi garajele, da? Și prin acest regulament vom face se va face cadrul legal pentru a utiliza temporar pe o perioadă de 5 ani, să zicem, la garaje sau pe o perioadă de 6 luni la terase, sau regulamentul precizează pentru fiecare închiriere, utilizare, pardon, temporară pentru fiecare domeniu. Deci condiția este ca să fie existat contract sau să existe contract la garaje. În cazul construcțiilor ilegale, acele rămân cu același statut de construcție ilegală, deci nu putem să facem un contract de utilizare temporară pentru toate. Am înțeles. Deci practic vorbim de contracte de utilizare temporară și nu de contracte de închiriere, da, așa cum era până acum. Exact. Asta este esența, asta, da? Asta este esența, pentru că închirierea se face conform codului administrativ doar prin licitație publică. Noile contracte vor fi încheiate fără licitație, prin încredințare directă, pe o perioadă de până la 5 ani de zile pentru balcoane, terase, căi de acces și garaje și pentru maxim un an de zile pentru comerț stradal sau amplasarea de panouri publicitare, tonete sau frigidere. Terenurile nu vor fi închiriate, ci vor fi date în folosință, în baza unei cereri și a documentelor necesare, depusă la ghișeul unic sau trimisă pe adresa primăriei, cu minim 10 zile înainte de folosirea terenului. Menționăm că Primăria Pașcani a trimis deja câteva zeci de notificări pentru eliberarea terenurilor celor care le dețin ilegal. Pe lista celor cu probleme se află și una din societățile consilierului local, Marius Pintilie. El a primit 5 amenzi contestate în instanță. Societatea ocupă fără contract mai multe suprafețe de teren din domeniul public sau privat al municipiului și le folosește fără să plătească chirie. De asemenea, acolo au fost edificate construcții sau extinderi ale spațiilor comerciale, fără toate documentele necesare. Consilierul local a depus ulterior mai multe cereri de închiriere, dar au fost respinse, pe motiv că suprafețele de teren sunt deja ocupate. Cazul a fost mediatizat pe larg în presa locală. În ultima sa intervenție pe această temă, consilierul pășcănean a spus că așteaptă ca instanța de judecată să se pronunțe în această chestiune.
Calendarul de înscriere în grădinițe 2020 a fost publicat de Ministerul Educației luni seară. Înscrierile începe 8 iunie, iar reînscrierile pe 25 mai, potrivit unui anunț publicat de instituție pe pagina de Facebook. Este primul anunț oficial făcut de Ministerul Educației privind înscrierile la grădiniță după ce școlile din România au fost închise în 11 martie din cauza pandemiei de coronavirus. Potrivit calendarului postat, înscrierea în grădiniță a copiilor care nu au mai urmat până acum învățământul preșcolar se va desfășura în 3 etape. Etapa 1 de înscriere la grădiniță are loc în perioada 8 iunie-3 iulie. Etapa a doua de înscrieri se desfășoară între 20 iulie și 10 august, iar etapa a treia se numește corecturi și este programată în intervalul 11-31 august. Părinții copiilor care acum sunt în grupa mică sau grupa mijlocie îi pot înscrie pe cei mici la grădiniță pentru a urma grupa următoare în perioada 25 mai-5 iunie. Ministrul Educației a declarat duminică seară la postul de televiziune Digi24 că înscrierea la grădiniță și clasa pregătitoare se va face online, însă fără a da mai multe detalii. Avem o noutate. Noutatea este atât la grădiniță cât și la clasa pregătitoare, că înscrierea se va face online, iar pentru clasa pregătitoare am revizuit calendarul și am anunțat deja că evaluarea psihosomatică a copiilor va fi înlocuită cu o declarație pe propria răspundere a părinților sau a tutorilor legali instituiți și o fișă completată de grădinița pe care a frecventat-o elevul, a spus Monica Anisie. Menționăm că la Pașcani, la grădinițele care sunt sub coordonarea directorului Florentina Spiridon, mai exact grădinița cu program prelungit 2, grădinița cu program prelungit 4, grădinița cu program prelungit 1 și grădinița cu program normal 1, la grupa mică sunt disponibile în total 88 de locuri. Trebuie să știți că prioritate vor avea copiii care locuiesc în municipiu și care au 3 ani împliniți. Mai multe detalii referitor la înscrierea online vor fi anunțate ulterior. Muncitorii primăriei Pașcani au început să umple din nou dispenserele cu gel antibacterian din cele peste 400 de scări de bloc din municipiu. Din nefericire, au constatat că o parte dintre ele au fost fie distruse, fie furate. Reprezentanții administrației locale fac apel la responsabilitatea cetățenilor în utilizarea acestor dispozitive. A demarat o nouă campanie de umplere a dispozitivelor cu gel antibacterian în cele peste 400 de scări din blocurile din municipiul Pașcani. Cu regret anunțăm că o parte dintre acestea au fost găsite distruse sau chiar lipsă. Cu această problemă, colegii de la Serviciul de Gospodărie Comunală s-au confruntat încă de la începutul acțiunii, de aceea facem apel din nou la cetățenii din oraș să fie responsabili, pentru că ce facem este pentru protecția lor și a celor dragi. Menționăm că gelul antibacterian pentru dezinfecția igienică a mâinilor folosit este un produs de calitate ca și până acum. Trebuie să știți că dezinfectarea mâinilor nu trebuie să fie înlocuită cu măsurile de igienă personală cunoscute deja. Reprezentanții primăriei spun că dispenserele lipsă sau cele stricate vor fi înlocuite. Viceprimarul Gabriela Nedelcu face apel la locatari să consume substanțele pentru dezinfecția mâinilor cu responsabilitate, deoarece au fost cazuri în care a fost luat sau folosit încă din prima zi. Este, începând de astăzi, este a treia oară când le umplem și le punem la dispoziția celor care locuiesc la blocuri. Cu surprindere, dar de fapt am anticipat într-un fel. Din păcate am constatat că există cazuri în care pur și simplu le-au vandalizat sau le-au furat. Păcat, pentru că este spre binele lor și a cetățenilor pentru sănătatea lor. La asta ne-am gândit. Le vom repara pentru că ne preocupă acest aspect privitor la sănătate. Menționăm că dispenserele din cele 420 de scări de bloc din municipiu vor fi umplute pentru a treia oară cu gel antibacterian pentru folosința locatarilor. Reprezentanții primăriei asigură că substanța este de calitate și nu contrafăcută. Totodată reamintim faptul că primăria municipiului pune la dispoziția asociațiilor de proprietari sau locatari hipoclorit de sodiu pentru dezinfectarea spațiilor comune din scările de bloc. În acest sens, președinții de asociații sau reprezentanții locatarilor trebuie să trimită prin poștă sau adresa de e-mail a administrației locale o solicitare în care să fie precizate datele de contact și numărul de scări din administrare. Data limită de centralizare a solicitărilor este 13 mai.
Substanța a fost pusă la dispoziția administrației locale de operatorul regional APA Vital, gratuit, și va fi distribuită în bidoane de 5 litri în concentrație de 0,1% pe bază de semnătură pentru folosirea responsabilă. Municipiul Pașcani se pregătește să achiziționeze 759 de tablete cu abonamente de internet pentru elevii din școlile municipiului care nu au acces la astfel de facilități. La solicitarea primarului Dumitru Pantazi, directorii de școli au trimis situațiile cu cei care nu participă la cursurile online din cauza că nu au internet, tabletă, calculator sau un telefon inteligent. Cererile au fost centralizate în cursul zilei de joi. Conform datelor, sunt 370 de copii fără astfel de dispozitive, iar alți 389 nu au internet acasă. Cele mai multe solicitări sunt din suburbia Găștești. Banii necesari vor fi alocați de la bugetul local în regim de urgență. În acest sens va fi pregătit un proiect de hotărâre care va fi supus aprobării Consiliului Local în ședința ordinară din această lună, a precizat viceprimarul municipiului Gabriela Nedelcu. Prin hotărârea Consiliului Local vor fi stabilite niște criterii. Bineînțeles, factorul predominant va fi nivelul de dezvoltare socială, să zic. Da. Ne referim la copii care chiar nu au acces. Pentru că ei sunt cei mai dezavantajați în acest moment. Odată cu situațiile elevilor fără internet și dispozitive electronice, unii directori de școli au trimis administrației locale și o listă cu profesorii care vor să primească tablete sau calculatoare. Unele sunt exagerate în actuala situație și nu vor fi onorate, a anunțat primăria Pașcani. Menționăm că tabletele vor fi distribuite prin intermediul școlilor elevilor care au nevoie de ajutor. Echipamentele vor fi date spre folosință și urmează să fie returnate. Totuși, înțeleg că sunt cereri făcute și din partea profesorilor sau conducerile școlilor au solicitat astfel de echipamente și pentru profesori. Din ce motive? Nu știu, probabil tot la fel, pentru a le facilita accesul către acest concept de educație la distanță. Veți onora și astfel de cereri? Deocamdată n-am luat în calcul aceste cereri. Mi se pare exagerate, totuși, mai ales în perioada asta. Cred că important este să ne gândim în primul rând la copii, pentru că dacă stăm și ne gândim, cred că noi toți să avem măcar un telefon mobil cu acces la internet și îl putem folosi. Operatorul județean de apă și canalizare APA Vital solicită administrațiilor locale din județul Iași votarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru cel mai mare proiect de extindere și reabilitare a rețelelor de apă și canalizare. Investiția este estimată la aproape 428 de milioane de euro fără TVA. Cea mai mare parte a banilor vor fi obținuți din fonduri europene prin programul operațional Infrastructura Mare, iar restul din cofinanțările autorităților locale și a operatorului. Documentele au fost trimise deja primăriilor din județ, urmând ca ele să fie supuse aprobării consiliilor locale. Conform notei de fundamentare, municipiul Pașcani ar urma să beneficieze de o investiție de peste 25 de milioane de euro fără TVA, deși inițial erau programate lucrări de circa 13 milioane de euro. Din fonduri comunitare ar urma să fie obținute peste 20 de milioane de euro, de la bugetul de stat peste 3 milioane de euro, iar APA Vital va participa cu 6% din valoarea investiției, peste 1,5 milioane de euro, cifre la care se adaugă TVA. Odată cu documentele tehnice, consilierii pășcăneni trebuie să aprobe și cofinanțarea de la bugetul local. Este vorba despre 472.469 euro, bani care trebuie achitați în 4 tranșe, după cum urmează. În acest an, 567 de euro, anul viitor 127.094 de euro, în 2022 188.987 de euro, iar în ultimul an 155.820 de euro fără TVA. Conform studiilor tehnice de investiții în rețelele de apă vor beneficia doar orașul Pașcani și suburbia Găștești. În cartierele municipiului vor fi reabilitați 6.407 metri de conducte de aducțiune și vor fi realizați 13.644 metri de rețele noi de distribuție cu 705 branșamente. Alți 11.619 metri de rețele de distribuție vor fi reabilitați și vor fi efectuate 691 de branșamente.
În suburbia Găștești sunt planificați 2.325 de metri de rețele noi de aducțiune, 18.546 de metri de rețele noi de distribuție, 1.135 de branșamente, 4 stații de pompare și 2 rezervoare. Sume importante vor fi cheltuite și pentru extinderea rețelelor de canalizare. În total este vorba despre peste 40 de kilometri de rețele noi de canalizare și aproape 11 kilometri de conducte noi de refulare a apelor uzate, dar și 3,3 kilometri de rețele care vor fi reabilitate. Cele mai importante investiții în rețelele de canalizare vor fi în suburbia Găștești, peste 17 km de rețea de canalizare, 5,3 km de conductă pentru apele uzate, 887 de racorduri și 9 stații de pompare. Pe locul 2 se află suburbia Lunca cu peste 9,5 km de rețele, 1,7 km de conducte, 395 de racorduri și 5 stații de pompare. Urmează Pașcaniul cu peste 7110 metri de rețea nouă de canalizare, 649 metri de conductă de refulare, 3310 metri de rețea reabilitată de canalizare, 2 stații de pompare și 455 de racorduri. De asemenea, la Sodomeni vor fi realizate rețele de canalizare pe 3,2 km, iar conducte de refulare pe 830 de metri, la care se adaugă 2 stații de pompare și 160 de racorduri. La Blăgești sunt programate lucrări de investiții pentru 1,6 km de rețea de canalizare, 1,2 km de conductă, 98 de racorduri și o stație de pompare. Și în suburbia Boșteni va fi o rețea de canalizare de doar 1,5 km și conducte de refulare a apei pe o distanță totală de 739 metri. Tot aici vor fi 2 stații de pompare și 123 de racorduri. Menționăm că în același proiect sunt cuprinse și alte localități din județ. De exemplu, la Târgu Frumos ar urma să fie realizate investiții în rețelele de apă și canalizare de 3,53 milioane de euro, la Hârlău de 3,92 milioane de euro, la Scobinți de 7,9 milioane de euro, la Deleni 13,6 milioane de euro, Valea Seacă 14,8 milioane de euro, Lespeș 6,8 milioane de euro, Tătăruș 15,4 milioane de euro, Moțca 2,8 milioane de euro, Cristești și Ruginoasa cu câte 1,8 milioane de euro, iar Heleșteni cu 8,8 milioane de euro, sume fără TVA. Data de 9 mai, o zi cu triplă semnificație simbolică pentru România, fiind sărbătorită Ziua Independenței, Ziua Victoriei, dar și Ziua Europei, va fi marcată online de Casa Municipală de Cultură Mihail Sadoveanu. Pentru că de obicei cu prilejul acestei zile, fanfara trubadurii a Casei de Cultură ținea un scurt recital, anul acesta în contextul distanțării sociale impuse de situația actuală, pe pagina de Facebook a instituției vor fi postate interpretări live susținute de tinerii elevi instrumentiști de acasă, fiecare în locuința sa, dar și amintiri și momente din culise ale acestora. 9 mai, după cum bine știm, este o zi cu o triplă semnificație pentru istoria poporului român. Sărbătorim așadar pe 9 mai, Ziua Europei, dar și 9 mai 1877, Ziua Independenței, și 9 mai 1945, Ziua Victoriei Coaliților Unite la cel de-al doilea război mondial. Și anul acesta, Casa Municipală de Cultură Mihail Sadoveanu din Pașcani marchează acest eveniment, chiar dacă contextul distanțării sociale impuse de situația pe care o traversăm ne impune ca aceste activități să le marcăm prin pagina de Facebook a instituției noastre. Tot pe pagina de Facebook a instituției vor fi postate și rezultatele tradiționalului concurs de desene cu tema Ziua Europei, care anul acesta s-a desfășurat online. Premiile vor putea fi ridicate de la sediul instituției de cultură după data de 15 mai. Vă invităm așadar să vizitați pagina Casei de Cultură a Pașcanului, municipiului Pașcani, Mihail Sadoveanu. Să vizionați așadar momentul susținut de către fanfara trubadurii a Casei Municipale de Cultură Mihail Sadoveanu din Pașcani, dar și rezultatele concursului de desene 9 mai, Ziua Europei, concurs care și anul acesta este realizat în parteneriat cu instituțiile de învățământ din Pașcani și împrejurimile Pașcanului. Aș dori să precizez în acest context că membrii juriului sunt profesorul Ionela Luca de la Liceul Teoretic Miron Costin, Anca, profesoră
Anca Pricop de la Liceul Tehnologic Economic Nicolae Iorga din Pașcani și profesor Petru Pădurariul de la liceul de la Colegiul Național Mihail Sadoveanu din Pașcani, iar din partea instituției noastre referentul Atomei Mihăiță. Aceste desene, rezultatul acestui concurs îl veți vedea pe pagina de Facebook a Casei de Cultură, după cum vă spuneam. Și o ultimă precizare legată de acest concurs, aș dori să spun că cei care vor primi premiu își vor putea ridica premiul constând în diplomă și acele materiale de pictură, cum obișnuiam și în anii precedenți, după data de 15 mai. Menționăm că data de 9 mai are o triplă semnificație pentru România. Este sărbătorită Ziua Independenței, când România devine stat independent, Ziua Victoriei, care marchează victoria puterilor aliate în fața Germaniei naziste, și totodată Ziua Uniunii Europene. Iată o parte dintre evenimentele care s-au petrecut într-o zi de 8 mai. În anul 1852 are loc premiera comediei Chirița în provincie de Vasile Alexandri. În 1886, farmacistul John Pemberton vinde în Atlanta pentru 5 cenți o sticlă dezvoltată ca un remediu pentru durerile de cap și oboseală, care este mai cunoscut sub numele de Coca-Cola. În 1921 a început la București Congresul Partidului Socialist din România, care hotărăște transformarea în Partidul Comunist din România. În 1970 este lansat ultimul album al trupei Beatles, iar în 1972 a fost inaugurat Muzeul Național de Istorie a României. Iată o parte dintre personalitățile născute într-o zi de 8 mai. În 1828 se năștea Henri Dunant, fondator al Crucii Roșii, laureat al Premiului Nobel. În 1908 s-a născut Cristian Vasile, cântăreț român din perioada interbelică. În 1956 s-a născut Victor Pițurcă, fotbalist și antrenor român. În 1960 s-a născut Franco Baresi, fotbalist italian. În anul 1975 s-a născut Enrique Iglesias, interpret spaniol de muzică ușoară. Iar în 1986, Adrian Ropotan, fotbalist român. Într-o zi de 8 mai s-au stins din viață personalități importante. În 1977 a încetat din viață Ion Cârja, prozator român, iar în 2007 Victor Moldovan, actor român. Iată ce ne spun astrele despre weekend pentru fiecare zodie în parte. Berbec, greu de explicat, dar ca prin minune reușești să scapi ca prin urechile unui iac de un mic incident, unul care ar putea să atragă numeroase pierderi din partea ta. Datorită acestei experiențe vei reuși să vezi anumite lucruri cu alți ochi. Taur, ai parte de două zile pline de tensiune, porți numeroase discuții în contradictoriu cu familia ta, iar asta este din cauza unor proiecte în care vrei să te implici, unele pe care cei dragi le văd ca fiind periculoase pentru sănătatea ta. Gemeni, pui pe primul loc tot ceea ce ține de viața personală, orice altceva căzând pe locul al doilea. Nu mai lași nimic nerezolvat și încerci să te revanșezi față de niște persoane dragi pe care le-ai supărat oarecum zilele trecute. Rac, pui odihna mai presus decât orice și te asiguri că nimic nu reușește să te deranjeze. Te simți supra-solicitat și ai impresia că întreaga lume ți se prăbușește în cap. Vrei să te pui din nou în formă, așa că depui eforturi serioase în acest sens. Leu, nu te implica în activități care nu te ajută în nicio direcție. Chiar dacă este vorba de timpul tău liber, ar trebui să-l folosești cu cap și să nu-l lași să treacă degeaba. Odată pierdut, nu mai ai cum să-l recuperezi. Fecioară, pui o barieră între tine și gândirea negativă. Reușești să găsești motivația necesară pentru a pune bazele unui proiect nou care are scopul de a contribui la dezvoltarea ta personală și reușești să fii apreciat de cei dragi și mai mult datorită acestui fapt.
balanță, suișuri și coborâșuri. Acestea sunt două cuvinte care reușesc să descrie weekendul de care vei avea parte. Vești bune, dar și rele vorbate la ușa ta. Însă depinde de tine dacă te vei lăsa afectat. Scorpion, te confrunți cu o problemă destul de serioasă, una care afectează unele persoane dragi din viața ta. Deși la început pare a fi un fel de misiune imposibilă, vei reuși să găsești cea mai bună modalitate prin care să te scapi de ea, asta fără ca cineva să aibă de suferit. Săgetător, încearcă să scapi de energiile negative și nu mai lăsa ca așteptările pe care le ai să fie unele îndreptate spre lucruri rele. Mai lasă din când în când soarele să pătrundă prin fereastra ta, altfel vei avea parte numai de nori negri. Capricorn, îți asumi un lucru de care nu ești sigură că poți să-l duci la bun final. Dacă nu vrei să-ți strici imaginea sau să dezamăgești pe cineva, ar fi bine să apelezi la toate armele pe care le ai ascunse. Vărsător, ți se ivește ocazia de a relua legătura cu o veche cunoștință, una despre care credeai că are resentimente față de tine. Dacă vei ști cum anume să o abordezi, vei avea parte de un weekend de neuitat. Pești, toate sarcinile tale au fost finalizate la timp sau chiar înainte de vreme, lucru care te ajută să ai parte de un weekend plin de relaxare. Petreci timp alături de cei dragi, ieși în aer liber și te bucuri de tot ceea ce ți oferă viața în cursul acestor zile. Sâmbătă vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi în toată țara, astfel că valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă din an. Cerul va fi variabil cu înnorări trecătoare, dar numai izolat vor fi ploi slabe, de scurtă durată, cu probabilitate mai mare în nordul și nord-estul țării. Vântul va fi moderat pe litoral și la munte și va sufla slab în celelalte zone. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 18 și 25 de grade, iar cele minime între 1-2 grade în depresiunile Carpaților orientali și 13-14 grade în dealurile de vest. Izolat vor fi condiții de ceață. Duminică vremea va fi predominant frumoasă, cu cer variabil, vânt slab și moderat și va deveni mult mai caldă decât în mod normal în aproape toată țara, cu temperaturi maxime între 21 și 29 de grade. Excepție va face litoralul, unde vor fi unele intensificări ale vântului și valori termice după amiaza între 16 și 19 grade. În a doua parte a zilei, în zona montană, vor fi posibile, pe spații mici, averse slabe de ploaie și descărcări electrice. Minimele termice vor fi cuprinse, în general, între 7 și 15 grade. În județul Iași, vremea va fi, în general, frumoasă, cu cer variabil și temperaturi situate în jurul celor normale pentru data din calendar. Sâmbătă maximele vor depăși 20 de grade, iar noaptea vor fi în jur de 7 grade Celsius. Duminică se va încălzi și mai mult, valorile în termometre vor indica până la 24 de grade după prânz și 11 grade noaptea. Luni vremea va deveni mai caldă decât în mod normal, cu maxime termice care vor urca până la 28 de grade Celsius.